Tare chat. Relaxează un episod de Snowrunner. Nu mai filmat de mult, știu. Wow, ce întuneric e. Și ne băgăm la făcut misiuni. Ce am făcut? Aia am făcut. Bun. Ideea care-i? Ce aș vrea eu să fac în video de azi? Să fac podurile, dacă aș putea. Poate trei, deși aici pot să treci și fără asta, dacă nu mă înșel. Și să deblocăm gateway-ul către ultima hartă, ca să putem să explorăm și pe aia. Și, na, am intrat cu un vehicul care consumă de rupe, dar aia e partea a doua. Aia aici. Păi, ce era să spargă aici roți? Nu e nimic, sparg motorul. Hai, low, hai și te-ai dus. Am mișcat de mult cu vehiculul ăsta. Ultima oară l-am lăsat pe... Da, mă duc prost rău. Amur. Dacă mai țineți minte. Deși probabil să nu. M-am dus, l-am căutat ceva timp, i-am dat recover. Și am ajuns la două concluzii. Una, că am foarte multe EX-uri. Și a doua că, nu știu, trebuie să mai vând din ele, că așa nu le joc. Sau pe hartă random. Fac și eu mai mulți bani. Mă sperie consumul ăsta, sincer să vă zic. E periculos rău. Bun. Și să merg așa. Și să ia trei plank-uri. O să vină înapoi. Și o să facem podul. Bro, e un pod mic aici, spre insula din mijloc. Nice. Drăguț. Foarte drăguț, chat. Deci, ce misiune am activă? Asta mă interesează. Lag. A, mereu apare lagul chat când schimbăm camera. Știți, oricum e SnowRunner-ul. Ne-am obișnuit. Pe mine un joc frumos, sincer. Mamă, ce băltoacă, nu l-a prin ea. Hai să nu mai cuplez atâta 4x4 câte slavale. Nu i-am dat damage la roată. Să văd cum și reușesc să întorc pe aici, dar nu contează. Da, uite că e loc. Rămas cu roțile de iarnă, ceata, nu mai contează.
prin mâlul ăsta fac față. Mamă, cum se văd oglinzile. Hai, du-te, că știu că vrei. De mergi la rezervor, drumul foarte dubios. Chat, eu cu încărcătura nu mă joc. Lăsăm pe 4x4, sau mă rog, 10x10, dați înțeles voi. Hai și cu difa. Iar mereu să facem un live cu SnowRunner, sincer. Hai stăm, mai povestim, mai alea. South City Bridge. A, după ce liberăm calea asta, o să ne fie mai ușor să mergem pe partea aia. Nu mai trebuie să înconjurăm harta pe malul opus, pe unde e drumul mai prost. Așa că o să ne fie ușor. Easy. Alimentăm cu tot ce se poate. Man, dacă tu ai vrut. Ce să mai zic, ciot. Ce să mai și zici? Perfect. Opa. Bine, chat. Forță. Cât un pod. Mai avem. Rock slide-ul. Un concrete slab. Pe care nu știu unde îl luăm. Un service spare parts. Întrebare, de unde fac eu rost de concret slab? De unde chat? Și... evident că am nevoie de loguri pentru Sawmill Bridge. Nu puteți să am nevoie doar de acolo. Off the tracks. Păi și asta ce-mi dă aici? Nu-mi dă nici care. Foarte dubios, chat. Știți de unde putem să-l luăm? De la factory. De aici. Și ca să facem factory, știți ce trebuie să facem? Unfinished business at the plant. Exact. Adică să aduc metal beams, service parts și cargo container. Cargo container și metal beams nu e o problemă, le luăm de acolo. Service spare parts-ul iau de aici. Drept și prin urmare,
Ne resetăm. Venim, luăm asta. Și o luăm pe malul ăsta, la altă. By the way, Northern Bridge-ul ăsta ce are nevoie? Metal beams. Ia, uite-l, mă. Toți vor metal beams, mă. Păi și atunci, mai bine facem noi o manevră. Și luăm un X cu noi. Spare parts metal beams. 2, 5, 7, 8. Ba nu, că metal beams-urile pot să le las. Ia, fiți atenți ce manevră facem. Da, cred că așa facem. Dar nu mai aveam unul în inventar. Nu mai aveam. Deploy. Customizăm. Repair. Oh, am multe de repair. Lejer. Landslide on the road. Aici, concret. Și la rock slide-ul ăla tot concret vrea. Și concret e doar de acolo, da, deci o să am de făcut misiunea aia. Stați că nu mai găsesc asta. Ai, lasă tu damage-ul, că nu-i prima oară când iei. Ce încurajez și eu. Aici porțiunea asta de pietre se simte așa de nenaturală și pusă intenționat în plus. Na, nu știu ce să zic. Bun. Pentru rock slide, ce am zis că trebuie? Service spare parts, bun, să zicem. Și pentru temporary measures. Short logs. Am înțeles. Deci când venim cu logurile, venim cu totul. Bun, le-am luat. Să sperăm că ne răsturnăm chat. Asta e una dintre bolile X-ului, dacă mai știți. Și știți.
Opa. Urmă. La podul din nord ce aveam nevoie? Da, doar metal beams, bun. Și am pornit spre călătorie. Cargo container? Ah, de la factory. Lejer. Lejer, ce? Doar metal beams. Bun. Vreau să verific de 10.000 de ori să fiu sigur. Aia e paranoia mea. Să iau 3 metal beams-uri. Aduc 2, repar podul. Aduc după. Și iau... cargo. Container. Și-a frică cu acceleratul cu X-ul. Nici nu vreți să știți. De oricând se poate răsturna drăcia asta. Cât de imprevizibilă e câteodată. Uite că și văd podul deja. Da, bă, că mere repede, ce aveți? Nu, 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 nu te lovi. Cum ar făcut ei aici, așa ar pus piatra. Drăguț. Acea atla cât de mică e apa, aș putea să trec pe lângă. Sincer. Ah, nu mai contează. Am ajuns la pod. Ușor. Pe asfalt. Fuge. Repede. Alunecă. Și nu-mi place. Uite, de aici o să trebuiască să ne întoarcem să luăm alea. Și am tot drept. Water. Over road. Adică de tur. Nu știți ceva, nu-mi pasă atât încât mă lasă să merg pe aici. Mie îmi convine. E un stâlp acolo ceva. Nu-mi pasă. Bro, de ce-i marcat așa? Explodează? Chiar nu vreau să experimentez acum asta. Vine-o cu porcăria aia la altă.
Mă numerăm să facem podul. Easiest game of my life. Acum merg pe unde ar trebui să fie asfalt. Dar nu prea e. Pe aici ocolim. Și aia a fost. Schilat. Nu, no, ați văzut ce repede vrea să răstoarne. Am virat acolo. E enervant când faci așa. N-am să vă mint, dar n-am. Car mult mai mult decât aș fi cărat cu niște vehicule vanila, la urma urmei. Am ajuns. Nu te răsturna, Gicu. Pe și nu pot să dau drumul la... Perfect. Easy. Și acum să facem misiunea asta altă. Asta. Aș să schimbăm ora. Nu. Oameni, ce sunt fipt. Păi, am văzut. Astea de aici luminează când bag marșalier. Nice. De aici trebuie să iau un metal beams. Domne, un cargo. Și am consumat doar 5 litri. Genial. Modul ăsta. Dacă nu e printre cele mai OP, e mai ăla care îți face pod. Și poți să traversezi. Faci pod peste tot. Da, na. Să-mi traversa pe aici. Să merg acolo. Acolo. Mă rog. Acolo. Acolo. Sincer, nici trebuia să fac podul, am în vedere că am traversat așa ușor pe aici. Da, na. A fost un easy task, totuși. Bine că astea alte poduri sunt deja făcute. Că plângeam.
Și imediat se gata asfaltul. Da, acum începe partea distractivă. Plină de emoții, când mă pot răsturna. Oh, drumul e prin stânga. Ups. N-au contează. M-am speriat că se răstoarnă. Au avut acolo semisecundă tendință. Am reacționat din timp și am prevenit. Aș putea zice. Bun, încep. Ei, asta e episodul. Și pe ce facem asta? Opa, mă, nu te răsturna, ce faci? Pe ce facem asta, ne ocupăm de următoarea etapă. Avem warehouse-ul. După trebuie să facem paralyzed transport. Adică asta. Să zicem două concrete slab și un spare parts. Cât de greu poate să fie? Concrete slab-urile. Le iau de aici. Dar ăla de aici. Desigur, în episodul următor, nu în ăsta. Așa că chat, până data viitoare vă salut. Și ne vedem la următorul episod. Ciao!